Joi seara, sucevenii s-au adunat cu micul mare, fără a ține cont de frigul de afară, în parcul de lângă Policlinica Mare. Motivul l-a reprezentat aprinderea bradului de Crăciun. Parcul Vladimir Florea s-a dovedit a fi neîncăpător pentru cei veniți să fie prezenți la startul oficial al sărbătorilor de iarnă. La fel ca în anii trecuți, cei care au aprins luminile în brad au fost primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, și președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, dar de această dată au avut și un mic ajutor. 4! 3, 2, 1, 0! Bravo! Cei doi reprezentanți ai administrațiilor locală și județeană le-au urat tuturor sucevenilor sărbători fericite. Cred că am dat startul sărbătorilor de iarnă în orașul Suceava, în județul Suceava. Sunt aici împreună cu domnul președinte, care este alături de Suceava și de suceveni. Așa cum a declarat și dumnealui, își dorește ca anul 2012 să fie anul municipiului Suceava, an în care vom contura marile proiecte. Pentru al 8-lea an consecutiv, aprindem luminile în bradul de Crăciun pe data din 1 decembrie, este deja o tradiție la Suceava. Sper că prin acest gest să putem aduce și noi o oază de bucurie în sufletul sucevenilor. Le dorim sărbători fericite și vreau să vă anunț că în perioada următoare, pe data de 6 decembrie, tot aici vom inaugura orășelul copiilor, iar în perioada 19-22 decembrie vom împărți peste 5.000 de cadouri la copiii cu minți în toate cartierele din municipiul Suceava, în Opcini, în Burdujeni, în Ițcani și aici în piața centrală. Încă o dată vreau să-i mulțumesc domnule președinte Gheorghe Flutur, că este alături de noi, este alături de bucuria noastră. Crăciun fericit și sărbători fericite! La mulți ani, Suceava! La mulți ani! Totodată a fost pus în funcțiune întreg iluminatul ornamental, astfel că tot orașul a fost împânzit cu lumini. Anul acesta, municipalitatea a înfrumusețat orașul cu mai multe instalații noi, potrivit declarațiilor edilului șef, unele fiind achiziționate, altele realizate de salariații de la domeniul public.